When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Salut! Bine ați venit înapoi pe canalul meu! Așa cum am promis săptămâna trecută, astăzi vreau să vorbesc cu voi despre tinctura de gâlbenele. Vreau în primul rând să vă spun ce este tinctura de gâlbenele, care sunt proprietățile sale extraordinar de benefice pentru organism și interne, atât interne cât și externe, și după aceea o să vă arăt cum să faceți tinctura de gâlbenele a căsică pentru a avea siguranța că folosiți un produs care are doar două ingrediente naturale, gâlbenele și alcool. Asta este tot, asta este tot ce vă trebuie pentru a face tinctura de gâlbenele acasă și pentru a vă asigura că nu folosiți pentru voi și pentru copiii voștri ceva care are tot felul de alte chimicale și puteți să spuneți cu siguranță și cu mâna pe inimă că folosiți un produs natural. Ok, haideți să stabilim în primul rând ce este tinctura de gâlbenele. Tinctura de gâlbenele este un produs hidroalcoolic pentru că este pe bază de alcool preparat la rece din plantele și mai specific din florile de Calendula officialis, care este denumirea științifică a gâlbenelelor. Denumirea științifică a plantei de gâlbenele care are aceste proprietăți benefice, extraordinar de benefice pentru sănătate. Pentru că există mai multe tipuri de gâlbenele. Ceea ce am uitat să menționez în filmulețul de săptămâna trecută. Planta și denumirea oficială a plantei de gâlbenele care se folosește pentru remedii naturiste este Calendula officialis. Există și alte tipuri de gâlbenele care sunt plante decorative sau plante ornamentale și care nu au aceleași proprietăți benefice pentru sănătate ca aceasta Calendula officialis. Deci, cea pe care noi o folosim și de care vorbim este aceasta. Dintre toate produsele naturale și vegetale, mai ales, aceste produse care se numesc hidroalcoolice, adică tincturile, sunt cele care au administrare foarte ușoară, poate chiar cea mai ușoară, și care își fac efectul cel mai rapid, pentru că sunt, după cum le spune denumirea, hidro, adică sunt lichide și alcoolice, și după cum știm cu toții care am mai consumat un paharel la viața noastră, atunci când bei un pahar de ceva alcoolic, poți să iei doar o guriță și îl simți imediat, pentru că alcoolul se duce imediat în sânge din pereții stomacului. De aceea se folosesc aceste produse, aceste tincturi cu alcool, pentru că din pereții stomacului, împreună cu alcoolul care se evaporă imediat și se absorbe imediat în pereții stomacului, se vor absorbi și substanțele care rămân în alcool din plantele care se folosesc în tinctură, în cazul nostru gâlbenelele. Țin să menționez iarăși că dacă aceste produse sunt folosite, sunt pe bază de alcool, asta nu înseamnă că vă îmbătați sau nu înseamnă că o să deveniți alcoolici dacă faceți o cură cu tinctură de gâlbenele, pentru că cantitatea de alcool este foarte mică la cât consumați în fiecare zi și o să vorbim un pic mai încolo de modul de administrare, dar să nu vă fie teamă, tincturile sunt recomandate și pentru persoane sunt recomandate pentru persoanele de toate vârstele, inclusiv pentru copii, și iarăși o să vorbim un pic mai încolo de contraindicații, așa cum v-am vorbit și în filmulețul de săptămâna trecută. Dar acum haideți să vă spun o listă întreagă cu proprietățile pe care gâlbenelele le au sub această formă de tinctură. În primul rând, intern, gâlbenelele au proprietăți de a cicatriza, sunt antiinflamatoare, antispastică, coleretică,
antibacteriană, antimicotică, antivirală, antitumorală, antitricomonazică și calmează durerile menstruale. Iar pentru extern, tinctura de gârbenare are proprietatea de a cicatriza, are proprietate antiinflamatoare, antibacteriană și antispastică. Și haideți să vorbim un pic despre proprietățile interne. Am enumerat o listă de termeni. Nu o să iau pe toți în parte, dar ce principala proprietate pe care tinctura de gălbenare o are și pentru care se recomandă este, în primul rând, pentru că ajută, îi ajută pe cei care au probleme cu bila, pentru că ajută la secreția bilei, ajută la producerea bilei. Deci, dacă știți că aveți probleme biliare, o cură sau un supliment de tinctură de gălbenele este posibil să vă ajute mult mai mult decât medicamente care ajută în acest sens. Sau, după cum am mai menționat în filmulețul de săptămâna trecută, dacă ați consumat o masă mai copioasă, ceea ce se mai întâmplă, ni se întâmplă tuturor din când în când, tinctura de gălbenele poate să ajute la reducerea grețurilor după masă sau mai ales dacă ați consumat o masă bogată în grăsimi, tinctura de gălbenele poate să vă ajute foarte mult după masa aceea. De asemenea, tinctura de gălbenele iarăși are o proprietate în principiu foarte bună pentru tot tractul digestiv, dar vă spun un pic mai specific și una din acestea a fost bila. A doua este că ajută la combaterea spasmelor care apar în tractul intestinal. Deci, dacă aveți dureri abdominale, crampe, mai ales crampe la nivelul stomacului, la nivelul intestinelor, tinctura de gălbenele poate să vă ajute foarte mult. Dacă aveți probleme cu colonul, dacă știți că suferiți de ceea ce se numește colon iritabil, iarăși tinctura de gălbenele poate să ajute foarte mult în acest sens. Și după cum am menționat și legat de ceaiul de gălbenele, o metodă mai directă, după cum am zis, pentru că tinctura de gălbenele se absorbe mult mai ușor, pentru femei, în a ajuta crampele în perioada ciclului menstrual, este tinctura de gălbenele și mai ales pentru acele femei care au fost diagnosticate cu ceea ce se numește dismenoree, care practic înseamnă dureri menstruale fără un motiv anume, tinctura de gălbenele poate să fie un prieten de nădejde. Și am vorbit de intern. Extern, tinctura de gălbenele este foarte bună în primul rând pentru cicatrizare. Am mai spus asta ca și ceaiul de gălbenele, ca și crema de gălbenele. Cu toții știm, gălbenele sunt foarte bune pentru piele și mai ales pentru a ajuta cicatrizarea rănilor. Deci dacă aveți copii, vă recomand din suflet să aveți în casă tot timpul tinctură de gălbenele pentru că știm cum copiii imediat se lovesc, imediat se zgârie, se taie. Dacă aplicați tinctură de gălbenele pe rană, dar atenție, nu direct pe rană pentru că este cu alcool, o să puteți să faceți o soluție, să diluați în un pic de apă tinctura de gălbenele, mai ales dacă este o rană proaspătă, nu aplicați direct pe rană, dar puteți să tapați cu o diluție cu apă și tinctură de gălbenele sau pe atunci când rana deja începe să formeze acea crustă, atunci se poate aplica tinctura direct. Este foarte bună pentru a ajuta cicatrizarea și pentru a închide rana aceea mult mai repede și a ajuta să se vindece mult mai repede orice rană deschisă. Și mai ales pentru că are proprietăți antibacteriene și antiseptice, de asemenea, tinctura de gălbenele ajută și să curețe acea rană, nu numai să ajute să ajută să ajută procesul de vindecare pentru că îmbunătățește circulația sângelui, dar de asemenea ajută ca acea rană să se mențină
curată, să nu facă infecții sau alte chestii. De asemenea, extern, tintura de gălbenele este foarte bună dacă suferiți de eczeme, dacă suferiți de acnee, iarăși pentru acele proprietăți antibacteriene, antimicrobiene pe care le are. Și nu în ultimul rând, tintura de gălbenele este foarte bună pentru înțepăturile de insecte. Aplicată direct, așa cum este, pe o înțepătură de insecte, este foarte eficientă. Și cam astea sunt proprietățile tincturii de gălbenele. Acum vreau să vorbesc un pic și rapid despre precauțiile sau contraindicațiile, cum vreți să le spuneți, de care trebuie să țineți cont dacă vreți să folosiți tinctură de gălbenele. În primul rând, tinctura de gălbenele nu se recomandă persoanelor care suferă de gastrită sau de ulcer, pentru că are alcool. După cum am zis, din cauza faptului că are alcool sau datorită faptului că are alcool, tinctura de gălbenele are proprietatea minunată de a se absorbi mult mai repede în corp, dar de asemenea trebuie să fim atenți în cazul în care avem afecțiuni ale ficatului sau în cazul în care avem afecțiuni ale stomacului și mai ales acestea de pe care vi le-am menționat, gastrita și ulcerul, sunt afecțiuni ale peretelui stomacului care sunt serioase și nu se recomandă să folosiți niciun tip de tinctură, deci nu are legătură cu gălbenelele neapărat, are legătură cu faptul că are alcool. De asemenea, ca și în cazul ceaiului de gălbenele, dacă sunteți însărcinată sau dacă alăptați, nu este recomandat o cură cu tinctură de gălbenele decât în cazul în care ați consultat medicul. Ok, haideți acum să mergem în bucătărie și să vă arăt cum se face această tinctură de gălbenele de care am vorbit până acum, pentru că acum știți ce proprietăți minunate are pentru corp. În cazul în care vreți să o faceți acasă, ceea ce vă recomand, haideți să vă arăt exact rețeta. Deci pentru rețeta de tinctură o să aveți nevoie de flori de gălbenele și de un borcan. Borcanul trebuie curățat, eu l-am și sterilizat, i-am dat un fâs de alcool, pentru că trebuie să ne asigurăm că este foarte curat ca ceea ce punem în ea să nu fie, să nu se strice, să nu prindă alte bacterii și așa mai departe. Deci trebuie să-l spălați, dacă vreți puteți să-l și sterilizați cu un pic de alcool sanitar sau cu vodka pe care o să o folosiți pentru tinctură. Și ce o să facem este foarte, foarte simplu. O să adăugăm florile de gălbenele proaspete. Dacă veți proaspete, puteți să le adăugați întregi, cu tot cu acea parte din spate, sau puteți să adăugați doar petalele. Dacă aveți flori uscate, le adăugați pur și simplu la fel și cantitatea pe care o adăugăm este de 1 la 1. Adică atâtea flori cât cântărim, atât alcool adăugăm. Și vedeți, eu adaug aici alcoolul foarte împrăștiat. Alcoolul pe care eu l-am folosit este vodka, cea mai ieftină vodka pe care o găsiți, dar dacă aveți și alcool normal sau țuică, puteți să folosiți dacă aveți, nu este absolut nicio problemă, doar să nu folosiți spirit. După ce ați adăugat florile și alcoolul, închideți borcanul. Este foarte important să aveți un borcan care se închide bine. Îl agităm un pic ca să ne asigurăm că toate florile noastre sunt scufundate în alcool și îl lăsăm undeva la loc întunecat pentru 4 până la 6 săptămâni, după care o să îl scurgem și folosim tinctura. Vă recomand să-i puneți o etichetă pe el, pentru că 4 până la 6 săptămâni este un timp destul de lung și să nu uitați. Ok, asta a fost tot. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la mine. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, vă rog să nu uitați să-i dați un deget în sus. În cazul în care nu ați făcut asta deja, vă rog să nu uitați să vă abonați pe canalul meu și să apăsați pe acel clopoțel de notificare pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc câte un filmuleț nou, ceea ce este miercuri și sâmbătă pentru vlog. Dacă sunteți deja abonați, vă mulțumesc din suflet și vă apreciez foarte mult și vă pup! Ne vedem în următorul! Pa!